Salut! Sunt Marius Constantinescu și am să-ți fac o mărturisire. Niciodată nu m-am dat în vânt după școală. E adevărat însă că au fost obiecte și au fost materii care mi-au plăcut în mod deosebit și dacă mă gândesc la școală și aleg să am amintiri din acea perioadă, mă duc în primul rând în această zonă. E o perioadă ciudată cea pe care o traversăm, o perioadă în care știu foarte bine, nu mergem, nu mergeți la școală. Cât va ține probabil încă niște săptămâni bune de aici înainte, este foarte important să știți că în această perioadă televiziunea română, televiziunea publică vă pune la dispoziție un proiect unic, numit Teleșcoală. Așadar, chiar dacă nu mergeți la școală, vine școala la voi prin intermediul emisiunilor televiziunii publice, prin intermediul profesorilor care sunt acolo special pentru a suplini perioada în care nu puteți merge și nu puteți învăța instituționalizat și sunt colegii mei care se asigură să aveți emisiuni proaspete și emisiuni cu informații utile în tot acest interval de timp. Spun utile pentru că vă pregătesc colegii mei și profesorilor invitații, inclusiv pentru foarte importantele examene ale capacității și ale bacalaureatului. Aveți toate materiile și toate informațiile care contează. Sigur că aveți și avantajul de a învăța de acasă, nu trebuie să vă mai treziți la o anumită oră, nu trebuie să vă mai deplasați până la școală, dacă lucrurile acesta vi se părea o corvoadă, credeți-mă că în scurt timp o să vi se pară Chiar un lucru de dorit la care o să vă gândiți cu nostalgie. Până una alta, stați alături de programele televiziunii publice, stați alături de acest proiect unic numit uh, Teleșcoală uh, și cel mai important lucru, stați acasă și stați în siguranță, suntem în stare, depășim urgența, acestea sunt hashtag sub care derulăm toată această campanie și toate programele televiziunii române în această perioadă și stați cu credința că vom depăși și aceste timpuri urâte, timpuri ciudate și că vor veni vremuri mai bune. Au are versuri celebre ale marilor poeți dacă le-ați rescrie voi, acum, în aceste zile. Poate ar suna chiar așa. Nu credeam să învăț la televizor vreodată. Sau, lecție vine, lecție trece, noi ne antrenăm la toate. Sau, niciodată școala nu fu mai frumoasă. Dar, mai bine, hai să rezolvăm un model de subiect de limba română pentru evaluarea națională. Bună dimineața! Sper că sunteți pregătiți pentru încă o lecție de limba română. Astăzi continuăm pregătirea voastră pentru evaluarea națională și rezolvăm împreună încă un test de antrenament, testul numărul 9. Bineînțeles că înainte de a trece la rezolvarea subiectului, trebuie să citim textul. Așa că vă rog să fiți atenți pentru că voi citi textul. Stai singură în grădină și dragostea ți-o cânți și atât ți de bine că parcă te înspăimânzi. Lași cântecul și iară pierdută în gânduri cazi. N-a fost nici când sub ceruri seninul care iazi. E atâta primăvară în mugurii din tei și-au înflorit azi noaptea atâția stânjenei. Și iar începi un cântec, duios, încetinel. O, nu ți de mâna spre bietul stânjenel. O, nu ți de mâna să rupe o floare când e atâta duioșie în farmecul din gând. Căci vraja asta care plutește în tot ce vezi, de parcă firea întreagă te îndeamnă să visezi, o simte ca și tine plăpându-l stânjenel și cine știe dacă nu fi visând și el. Textul este scris de Elena Farago și se numește În grădină. Bun, um, începem rezolvarea cu secțiunea A a subiectului întâi, unde vi se cere la primul subiect să notați câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate. Te și plăpându Înainte de toate, bineînțeles, trebuie să verificați uh, cuvintele în text și să găsiți sinonime contextuale. Să ne uităm în text unde sunt cuvintele. Te înspăimânți este un verb regăsit în prima strofa a poeziei. Uh, ce sinonim s-ar potrivi pentru te înspăimânți? Că parcă te înspăimânți. Te sperii, nu? Te înfricoșezi, te îngrozești. Am mai multe variante, numai că nu uitați, trebuie să aleg una singură. Iar pentru uh, adjectivul plăpândul pe care îl regăsesc în ultima strofă, sinonimul uh, care s-ar potrivi ar fi delicatul, uh, firavul, nu? Uh, finul. Am mai mult din nou, mai multe variante. Nu uitați să scrieți una singură. Apoi, la exercițiul al doilea, vi se cere să menționați rolul semnului de exclamare din versurile. O, nu-ți întinde mâna spre bietul stânjenel. Uh, în primul rând, vreau să observați că uh, avem uh, un enunț în care se folosește un verb la modul imperativ. Nu întinde. Voi știți foarte bine că verbele la modul imperativ au o punctuație specifică. La finalul unei propoziții imperative se folosește semnul exclamării. Prin urmare, răspunsul corect pentru acest exercițiu ar fi. În secvența dată, semnul exclamării marchează finalul unui enunț imperativ. Mergem mai departe la exercițiul 3. Explică modul de formare a cuvintelor subliniate din versurile. N-a fost nici când sub ceruri și atâția stânjenei. În prima situație am adverbul nici când. Este folosit în text cu forma de dicționar și cred că este ușor de observat că s-a format din alăturarea a două cuvinte. Nici și când? Prin urmare, pot să spun că adverbul s-a format prin compunere, prin alăturarea adverbelor nici și când. Iar cuvântul stânjenei este folosit în structura atâția stânjenei, este folosit la plural, observați, vă reamintesc că trebuie să găsiți forma lui de dicționar, adică forma de singular și nearticulată, stânjenel. Și acum este foarte simplu să explic modul lui de formare. S-a format prin derivare cu sufixul L, nu? de la cuvântul de bază stânjen. Deci este foarte simplu. La exercițiul 4 trebuie să selectați două cuvinte care conțin diftong din strofa a treia. Aici vă atrag atenția asupra unui lucru. Ce trebuie să faceți? În primul rând să citiți cu mare, mare atenție cerința. Vi se cer două cuvinte diferite și cuvintele trebuie să fie extrase din strofa a treia. Ne întoarcem la strofa a treia. În primul rând o identificăm. Aici, da? Și trebuie să găsesc cele două cuvinte care conțin diftong. Sigur că am mai multe variante și sunt convinsă că ați identificat uh, în strofa aceasta mai multe cuvinte care conțin diftong, însă trebuie să selectez numai două. Să vedem care ar fi variantele, nu? Aș putea să selectez cuvântul TEI care conține diftongul EI, aș putea selecta cuvântul noapte care conține diftongul OA, bineînțeles că mai am atâția sau stânjenei, nu? Nu uitați că trebuie să scrieți doar două dintre, dintre, ele. Și atunci, răspunsul ar fi. Două cuvinte care conțin diftong sunt tei și noapte, de exemplu. Mergem mai departe, la exercițiul 5, unde trebuie să precizați măsura primelor două versuri din poezie. Fiți din nou foarte atenți, mi se cer primele două versuri. Așa că mă întorc la poezie, identific primele două versuri și știți deja că măsura înseamnă numărul de silabe din fiecare vers. Vă atrag atenția încă o dată. A stabili măsura unor versuri nu înseamnă a aduna numărul de silabe din primul vers cu numărul de silabe din al doilea vers. Țineți minte lucrul ăsta, vi l-am mai spus, dar vi l-am reamintit. Și acum să ne uităm. Stai singură în grădină și dragostea ți-o trebuie să despărțim fiecare vers în silabe. Observați însă că atât în primul vers cât și în al doilea vers este folosită cratima. Ați învățat că o cratimă în grafie desparte două cuvinte, da? deci grafic desparte, însă în pronunție le unește. Asta înseamnă că trebuie să fiți foarte atenți când despărțiți în silabe, mai ales aici unde întâlniți cratima. Să vedem împreună cum despărțim. Stai, sin, gu, Rân, gră, di, Și ați observat că am unit o parte, un fragment al cuvântului singură cu prepoziția în, dar Este lidată vocala î. Am pronunțat împreună. Mai departe, și dragostea ți-o cânți. Observăm, deci, că măsura versurilor este de șapte, respectiv șase silabe. Bun, mergem mai departe la exercițiul 6. Transcrie două figuri de stil diferite, precizând felul lor. F După cum uh, ne spune cerința, figurile de stil trebuie extrase din întreaga poezie, deci nu trebuie să mă limitez la o anumită strofă sau la o anumită secvență din poezie. Așadar, sunt uh, liber să aleg două figuri de stil. Două figuri de stil diferite ar fi epitetul plăpândul stânjenel și metafora vraja asta care plutește în tot ce vezi. Uh, vreau să vă spun un lucru, nu uitați să precizați felul figurii de stil pe care ați selectat-o. Uh, mulți elevi aici uh, greșesc. De ce? Fie, din neatenție, bineînțeles, fie uită să precizeze felul figurii de stil, extrag, de exemplu, plăpândul stânjenel, însă scapă din vedere să menționeze că felul figurii de stil, epitet, nu? Fie spun, două figuri de stil diferite sunt epitetul și metafora, însă nu dau exemple din text. Nu uitați, trebuie să selectați figura de stil și să precizați felul ei. De asemenea, un lucru foarte important pentru voi, Um, trebuie să aveți în vedere uh, următorul lucru când extrageți figura de stil. Transcrieți complet secvența astfel încât sensul figurii de stil să fie clar. Gândiți-vă, n-ar fi fost suficient să extrag aici, de exemplu, plutește în tot ce vezi. Pentru că nu aș înțelege la ce se referă. Trebuie să iau uh, o, o structură și din versul anterior. Vraja asta care plutește în tot ce vezi. Bun, și am ajuns la partea a doua, secțiunea a doua a subiectului 1, unde trebuie să redactați o compunere de minimum 150 de cuvinte în care să vă exprimați opinia privind mesajul textului dat. Um, sper că nu vă speriați de acest subiect, nu este deloc dificil. Uh, știu că unora dintre voi uh, nu le place să. Să rezolve un astfel de subiect, dar din punctul meu de vedere este unul dintre cele mai frumoase. Și vă spun de ce? Pentru că vă oferă libertatea să vă exprimați ideile. Nu sunteți constrânși de, să spunem, teoria literară. Sigur că trebuie să cunoașteți figurile de stil, trebuie să recunoașteți tipul de text, liric, epic, nu? Dar aveți libertatea de a vă exprima. Și în această compunere trebuie să urmăriți niște pași vi se cere să formulați o opinie privind mesajul textului dat, să vă susțineți opinia formulată prin două argumente potrivite și valorificând textul, să aveți un conținut adecvat cerinței și să vă încadrați în numărul de cuvinte indicat. Bun! Um, înainte de a vă arăta cum ar trebui să arate uh, o rezolvare completă a acestui subiect, aș vrea să discutăm puțin împreună pe marginea textului în grădină de Elena Farago. Este important înainte de a mă apuca de rezolvarea uh, subiectului B, punctului B, să recitesc textul. Să recitesc strofele, strofă cu strofă și să încerc să extrag din fiecare. Esențialul, ideile importante, dar bineînțeles nu trebuie să scap din vedere uh, mișloacele artistice care contribuie la reliefarea uh, ideilor. Așa că vă propun uh, înainte de a uh, discuta fiecare strofă să uh, stabilim câteva idei generale după ce, am, după ce am realizat prima lectură a textului, să vedem ce am înțeles, câteva idei generale ale textului. În primul rând, cred că ați observat că textul este o creație lirică, nu? Uh, pentru că, de ce? Pentru că, dincolo de organizarea în strofe și versuri, important este că mesajul se transmite în mod direct. Gândurile, ideile și sentimentele sunt exprimate în mod direct. Și avem dovezi text pentru că apar numeroase mărci ale subiectivității. Mărcile lexicogramaticale ale eului liric. Formele verbale și pronominale la persoana a doua de exemplu, sau cânti, nu te înspăimânți, cazi, avem și interjecția afectivă O și multe alte mărci ale subiectivității. Deci este clar că este o creație lirică. De asemenea, ați observat că textul îmbină două moduri de expunere. Pe de o parte descrierea, de tip tablou evident, pe de altă parte monologul adresat, pentru că apar mărci uh, ale persoanei a doua. Cum ați observat că se realizează descrierea în acest text? Prin diverse tehnici. Pe de o parte, observăm tehnica aglomerării detaliilor, pentru că apar câteva elemente ale cadrului natural, cum ar fi mugurii de tei sau stânjeneii, care întrețin atmosfera aceasta de, de bazm, farmecul, să spunem, farmecul grădinii. Dar apar de asemenea și câteva substantive care denumesc stările eului poetic. Dragostea, de exemplu, încă din prima strofă, nu, apoi avem duioșia, mai departe, vraja. Iată, toate aceste elemente care descriu diverse stări ale eului uh, poetic. Pe de altă parte, o altă tehnică a descrierii folosită este grupul uh, format din substantiv și determinant. Și din nou avem uh, exemple. Uh, bietul stânjenel sau uh, plăpândul stânjenel. Alt exemplu, firea întreagă sau am spus bietul stânjenel, da? Iată, cântec duios în cetinel, o altă tehnică a descrierii folosită în acest text. Descrierea ați observat că se realizează într-o notă optimistă. Este clar de ce, pentru că frumusețea uh, grădinii depășește uh, dimensiunile obișnuite. Și dovadă în acest sens este folosirea adjectivului atâta. Observați că el se repetă atâta primăvară, atâția stângenei și este folosit chiar și cu val atâta duioșie, nu? În strofa aceasta, și este folosit la început, și cu valoare adverbială, și atâta ții de bine, ceea ce redă o stare de fericire deplină. Acum că am discutat poezia în linii mari, cred că este cazul să discutăm fiecare strofă și să vedem ideile sau mesajul pe care uh, îl transmite fiecare. Citesc prima strofă. Stai singură în grădină, și dragoste, o cârzi, și atâta ții de bine că parcă te înspăimânți. În primul rând, observați că aici, pentru eul poetic aflat în ipostaza contemplatorului, starea aceasta de singurătate nu mai este apăsătoare, așa cum o regăsim în alte texte, nu o asociam cu tristețea. Aici, de data aceasta, Solitudinea este o stare propice pentru manifestarea iubirii. Stai singură în grădină și dragostea ți-o De asemenea, importante sunt și versurile și atâta ție de, ție de bine că parcă te înspăimânți, deoarece, așa cum spuneam și mai devreme, fericirea de a fi în grădină este trăită la cote maxime. Așa că stârnește Îngrijorarea, că parcă te înspăimânți De aici reiese ideea Mergem mai departe la strofa a doua Lași cântecul și iară pierdută în gânduri cazi N-a fost nici când sub ceruri seninul care iazi Și observați că și aici avem metafora Pierdută în gânduri cazi destul de sugestivă, deoarece înfățișează grădina ca pe un loc prielnic unei stări de meditație. Grădina este de asemenea percepută ca un loc din care izvorăște seninătatea, puritatea. Ideea reiese din versurile. N-a fost nici când sub ceruri seninul care iazi. Atrag atenția asupra folosirii substantivului seninul. Deci impresia eului poetic este că uh, grădina oferă trăiri puternice, unice, după cum accentuează adverbul nicicând. Strofa a treia, e atâta primăvară în mugurii din tei și-a înflorit azi noapte atâția stânjenei. Observați și aici uh, mugurii din tei și stânjenei sunt simbolul, unei primăveri de-a dreptul încântătoare, aș spune. Bun. Mai departe, această primăvară putem spune că în bucură nu doar privirea, ci și sufletul. Și ideea reiese din folosirea punctelor de suspensie. Știți că punctele de suspensie marchează o pauză afectivă, deci de data aceasta marchează încântarea, emoția. Mai departe, și iar începi un cântec duios în cetinel. Observați deja substantivul cântec, da? care se repetă. L-am întâlnit și în strofa a doua, a fost folosit și verbul a cânta în prima strofă, deci este clar că el devine un simbol. Un simbol pentru ce? Un simbol al unei primăveri, bineînțeles, care transmite o stare de fericire, iar epitetele duios și uh, încetinel uh, aconturează o atmosferă caldă, uh, plăcută, relaxantă a grădinii. Mai departe. O, nu-ți întinde mâna spre bietul stânjenel. O, nu-ți întinde mâna să rupe o floare când e atâta duioșie în farmecul din gând. Am citit strofele împreună pentru că ideile se leagă și observați că aici natura este percepută cu atâta gingășie, cu atâta delicatețe. Ați remarcat probabil repetiția versului, O, nu-ți întinde mâna redă de fapt un îndemn. Este îndemnul de a proteja firul plăpând de stânjenel ceea ce pune în evidență dorința puternică a eului poetic de a păstra neatinsă splendoarea naturii. Totodată gestul acesta de protecție scoate la iveală delicatețea contemplatorului. Puritatea din grădină observați că se reflectă și în gând. Metafora, farmecul din gând, este sugestivă pentru această idee și de asemenea întărește ideea că simțirea este tot mai adâncă și plină de farmec. Atmosfera se preschimbă treptat, devine magică și asta observăm începând cu penultima strofă. Citesc ultimele două strofe. Căci vraja asta care plutește în tot ce vezi, de parcă firea întreagă te îndeamnă să visezi, o simte ca și tine plăpându-l stânjenel și cine știe dacă nu o fi visând și el. Grădina pare deci să fie un spațiu vrăjit. Ideea este redată metaforic în versurile vraja asta care plutește în tot ce vezi. Deja observăm că misterul grădinii provoacă starea de reverie. Îmi sugerează acest aspect folosirea verbului visezi. În strofa finală se creează o asociere discretă uh, între existența umană și starea naturii, uh, prin intermediul visătorului stânjenel, bineînțeles. Natura, ați observat că este umanizată, ea, uh, iar comparația o simte ca și tine plăpându-l stânjenel, um, Pune în evidență atributele uh, naturii, uh, o natură capabilă de aceleași trăiri ca ale omului. Altfel spus, sensibilitatea, gingășia, fragilitatea stânjenelului corespund, de fapt, atributelor sufletului omenesc. Bun, acestea ar fi uh, ideile din poezie, uh, însă. Trebuie să le organizăm astfel încât să reușim să redactăm această compunere în care trebuie să ne exprimăm opinia cu privire la mesajul textului. Pentru început, trebuie urmărit uh, cu atenție cerința. Trebuie să formulați o opinie privind mesajul textului. Cum puteți formula această opinie? Puteți folosi conectorii învățați pentru formularea unei opinii, nu? Consider că în opinia mea, părerea mea este că din punctul meu de vedere, după ce ați identificat aspectele esențiale din poezie, vă exprimați clar, coerent, da, corect, un punct de vedere cât mai amplu, cu privire, bineînțeles, la mesajul global al textului. Deci nu uitați aici, în introducere, nu dați exemple, nu comentați poezia, ci doar formulați o idee generală. Vă exprimați opinia așa cum vi se cere. Un exemplu ar putea suna cam așa. Consider că poezia în grădină de Elena Farago pune în evidență, prin mijloace artistice deosebite, cel puțin două idei esențiale pe de o parte conturează descrierea unui cadru spațial de mare frumusețe, o grădină surprinsă în plină primăvară, pe de altă parte dezvăluie o serie de trăiri, de emoții puternice ale eului liric, fascinat de această lume pe care grădina i-o înfățișează. Și observați că v-am marcat, v-am subliniat cele două aspecte esențiale pe care le-am formulat în introducere urmează să le dezvolt în conținutul compunerii. Și vreau să vă arăt cum am organizat. Am reluat primul argument, da? am reluat ideea că poezia conturează descrierea unui cadru spațial de mare frumusețe, o grădină surprinsă în plină primăvară și, bineînțeles, urmează să dezvolt această idee. Apoi, uh, am punctat uh, cum se realizează descrierea prin grupul format din substantiv și determinant. Din nou, am folosit exemple. Am menționat și faptul că descrierea se realizează într-o notă optimistă și, evident, am punctat folosirea adjectivului atât. Um, în continuare, am spus despre grădină că este percepută. Da, ca un loc din care izvorăște puritatea, seninătatea. Am folosit versuri care să exemplifice această idee, uh, și, uh, bineînțeles, am uh, menționat uh, ideea că mugurii din tei și stângeneii sunt simbolul unei primăveri încântătoare care bucură nu doar privirea, ci și sufletul. Iar la argumentul al doilea, am reluat ideea pe care am folosit-o în introducere, conform cărea poezia, din punctul meu de vedere, dezvăluie o serie de trăiri puternice ale eului liric fascinat de această lume pe care grădina eu înfățișează și am dezvoltat ideile. Uh, am plecat de la folosirea mărcilor subiectivității poetice, nu? formele verbale și pronominale la persoana a doua. Am menționat ipostaza eului liric, ipostaza de contemplator, nu? Și trăirile, da? în prima strofă, solitudinea, da? care nu este o stare apăsătoare, după cum spuneam, ci este o stare propice manifestării, iubirii, fericirea trăită la cote maxime, nu? Am încercat să extrag ideile din fiecare strofă. Apoi, metafora pierdută în gânduri cazi, care înfățișează grădina ca pe un loc prielnic stării de meditație, cum spuneam mai devreme. Cântecul, nu uitați că vă spuneam mai devreme, devine un simbol al stării de fericire. Um, am punctat faptul că natura este percepută cu gingășie, da? iar ideea este redată prin repetiția o nu ți întinde mâna, nu, prin care eul poetic protejează uh, grădina și uh, bineînțeles, uh, în continuare am uh, comentat ideile din strofele următoare. Puritatea din grădină se reflectă și în gând, metafora farmecul din gând întărește ideea că simțirea este tot mai adâncă și plină de farmec. Am punctat um, faptul că atmosfera se preschimbă treptat până ce devine magică, grădina pare să fie un spațiu vrăjit și ideea este redată prin versurile vraja asta care plutește în tot ce vezi. Nu, misterul grădinii provoacă starea de reverie, cum spuneam, și am exemplificat cu versurile Firea întreagă te îndeamnă să visezi. Și, în final, bineînțeles, am discutat despre asocierea care se creează între, fi, între existența umană și starea naturii, prin intermediul visătorului stânjenel. Bun, iată ideile uh, poetice pe care uh, le-am extras din poezie. Acum, nu uitați, după ce uh, le-ați structurat, trebuie să formulați o încheiere. Sigur că nu este menționat în cerință acest aspect, dar orice compunere are introducere, cuprins și încheiere. Încheierea este unei astfel de compuneri trebuie să conțină o concluzie a celor două argumente pe care le-ați dezvoltat în cuprinsul textului. Uh, trebuie să formulați clar concluzia, să reflecte conținutul uh, compunerii și o puteți marca prin conectorii învățați. Așadar, în concluzie, sau am dovedit că, sau se poate conchide că și așa mai departe. Iată un exemplu de încheiere. Poezia în grădină de Elena Farago înfățișează așadar grădina percepută cu un ochi admirativ ca un spațiu favorabil celor mai înalte trăiri. Dragoste, puritate, calm, desfătare. Grădina devine un loc pe care primăvara este capabilă să-l facă magic, iar sentimentele eului poetic sunt declanșate de natura pe care își dorește cu tot sufletul să o protejeze. Deci nu este atât de complicat să realizați o astfel de compunere. Am ajuns la subiectul al doilea, unde v-ați obișnuit deja, aveți ca punct de plecare un fragment dintr-un text non-literar pe care am să-l citesc. Uriașele grădini din Babilon, cunoscute și sub numele de grădinile suspendate ale Semiramidei, au existat pe teritoriul vechiului imperiu babilonian, în prezent îngropat sub dune. Potrivit istoricilor, datarea și motivul pentru care au apărut grădinile suspendate sunt diferite. Pe de-o parte se consideră că Nabucodonosor al II-lea, regele Imperiului Babilonian, le-ar fi construit pentru una dintre soțiile sale, Amitis și Amuea. Pe de altă parte, în legendele grecești, se speculează că ar fi apărut încă din timpul regelui Ninus, întemeietorul orașelor Ninive și Babilon, pentru soția sa, Semiramida. Istoricul Diodor din Sicilia susținea că grădinile ocupau o suprafață de 15.000 de metri pătrați și se ridicau în patru terase până la 77 de metri. Pe terase erau plantați arbori din mai multe specii și udați cu ajutorul unor mașini hidraulice care urcau apa din râul Eufrat la diferite niveluri. Pe sub rădăcinile plantelor se aflau canale care umezeau neîncetat pământul. Datorită posibilității întreținerii unei continue umidități, pe terase au putut să crească nu numai flori, ci și anumite specii de tamarix, palmieri și altele. Sub terase erau amenajate galerii și camere pentru familia regală, în care intra lumina dintr-o singură parte, în așa fel încât galeriile și camerele de la un anumit nivel aveau în față priveliștea unei grădini. Pentru popoarele orientale din Antichitate, noțiunea de grădină era legată de ideea supremei fericiri omenești, considerând grădinile raiuri pe pământ. Articolul este scris de Corina Zorzor, se numește Minunile Lumii și este preluat de pe site-ul www.adevărul.ro. Bun, pornind de la acest text, avem următoarele exerciții. Formulează câte un enunț în care să precizezi următoarele aspecte din textul dat. Suprafața pe care o ocupau grădinile, conform istoricului Diodor din Sicilia, și numele soției regelui Ninus. Informația o găsim în text, trebuie doar să citiți cu mare atenție, da? și avem. Suprafața pe care o ocupau grădinile, conform istoricului Diodor din Sicilia, este de 15.000 de metri pătrați, iar soția regelui Ninus se numea Semiramida. Nu uitați că trebuie să formulați răspunsul în enunțuri diferite. Apoi, la exercițiul 2, vi se cere să scrieți numele autoarei și titlul articolului din care a fost extras fragmentul dat. Autoarea, am spus mai devreme, este Corina Zorzor, iar titlul articolului este Minunile Lumii. Vă atrag atenția aici, nu confundați titlul articolului Minunile Lumii cu sursa de unde a fost preluat, adică site-ul adevărul.ro. Am ajuns la exercițiul 3, unde aveți de menționat numărul și cazul substantivelor subliniate în text. Ne întoarcem la text, identificăm Găsim substantivele, istoricilor este primul, potrivit istoricilor, este folosit la numărul plural și cazul este ușor de aflat, mi-l indică prepoziția potrivit. Este o prepoziție care impune substantivului cazul dativ. Grație, datorită, mulțumită, asemenea, conform, potrivit, toate sunt prepoziții specifice dativului iar uh, fericiri, substantivul fericiri din contextul era legat uh, de uh, ideea supremei fericiri. Observați că este folosit la numărul singular și să descoperim cazul a cui idee a fericiri. Este în cazul genitiv. Uh, din cauza că su adjectivul este plasat înaintea substantivului, articolul hotărât al substantivului I a fost preluat de adjectiv. Deci se întâmplă acest lucru din cauza topicii. Însă întrebarea firească este a cui de, iar răspunsul al fericirii. Bun, mergem mai departe. La exercițiul 4. Precizează funcția sintactică a cuvintelor subliniate, menționând partea de vorbire prin care se exprimă. Pe terase erau plantați arbori din mai multe specii. Primul cuvânt subliniat este arbori. Ce erau plantați arbori? Cine erau plantați arbori? Deci, are funcție sintactică de subiect simplu și este exprimat prin substantiv comun. Iar Cuvântul multe, din contextul din mai multe specii, observați că determină substantivul specii. Asta înseamnă că um, nu este pronume nehotărât, da, voi îl recunoașteți, este o formă a pronumelui nehotărât, ci se transformă în adjectiv pronominal nehotărât. Iar funcția sintactică este de atribut adjectival. Deci răspunsul final ar fi funcție sintactică de atribut adjectival, exprimat prin adjectiv pronominal nehotărât. Am ajuns la exercițiul 5, unde trebuie să transcrieți propozițiile din fraza următoare, precizând felul acestora. Pe de altă parte, în legendele grecești, se speculează că ar fi apărut încă din timpul regelui Ninus, întemeietorul orașelor Ninive și Babilon, pentru soția sa, Semiramida. În primul rând, trebuie să, des să despărțim fraza în propoziții. Primul pas, sublinierea predicatelor. Observăm, se speculează primul predicat și ar fi apărut al doilea predicat. Elementul de relație este conjuncția că. Despart fraza și mă opresc înaintea elementului de relație. Pe de altă parte, în legendele grecești se speculează prima propoziție că ar fi apărut încă din timpul regelui Ninus în orașelor Ninive și Babilon pentru soția sa Semiramida, a doua propoziție. Prima propoziție este o principală, nu? iar a doua, observați că are un element subordonator, deci este clar că va fi o subordonată, să vedem ce fel de subordonată este. Pe cine determină? Determină verbul se speculează. Ce se speculează? Că ar fi apărut încă din timpul um, regelui. Um, deci răspunde la întrebarea ce determină verbul se speculează, dar verbul are uh, tr următoarele trăsături: verb predicativ și impersonal. Ceea ce înseamnă că subordonata va fi subiectivă, pentru că subiectiva are ca regent un verb impersonal. Uh, vreau să vă atrag din nou atenția aici. Uh, vi se cer toate propozițiile din fraza dată, nu doar subordonatele. Da? Deci, de aceea trebuie să transcrieți atât propoziția principală, cât și propoziția subordonată. Încă un lucru pe care vreau să nu-l uitați. Uh, precizați felul fiecarei propoziții identificate. Deci nu este suficient să transcrieți uh, propoziția, trebuie să precizați și felul ei. Nu uitați lucrul acesta. Iar la exercițiul 6 trebuie să construiți o frază alcătuită din două propoziții, în care să existe o propoziție subordonată, completivă, directă, având ca regent verbul a considera. Um, Aici fiți foarte atenți ca fraza pe care o construiți să fie alcătuită numai din două propoziții. Vi se dă deja verbul regent a considera. Știți foarte bine că pentru a obține o completivă directă trebuie să îi puneți o întrebare specifică, da? complementului direct, ce sau pe cine, și aș obține o frază de felul acesta. El consideră că numai tu îl poți ajuta. Predica primul predicat este consideră, al doilea este poți, Elementul de relație este că el consideră prima propoziție că numai tu îl poți ajuta. Um, nu trebuie să despărțiți fraza pe subiectul um, uh, pe foaia de examen, fac acest lucru doar ca să înțelegeți. Da? Prima propoziție este propoziție principală, el consideră, iar a doua, ce consideră? Că numai tu îl poți ajuta. Este o completivă directă. Am ajuns la uh, secțiunea B uh, de la subiectul al doilea, unde trebuie să redactați o narațiune de 150-300 de cuvinte în care să prezentați o întâmplare petrecută într-o grădină. În compunerea voastră trebuie să relatați o întâmplare respectând succesiunea logică a faptelor, să precizați două elemente ale contextului spațiotemporal, să aveți un conținut adecvat cerinței și să respectați precizarea privind numărul de cuvinte. Înainte de toate, vreau să plecăm de la... Um, ceea ce înseamnă substantivul grădină. Știm foarte bine că este un cuvânt polisemantic și v-am redat aici sensurile din dicționar, din Dex 2009. Uh, în primul rând, primul sens, suprafață de teren arabil, de obicei îngrădită, pe care se cultivă legume, flori sau pom fructiferi în vederea obținerii unor produse. Al doilea sens, suprafață de teren plantată și amenajată cu alei, bănci, care servește ca loc de agrement sau care are rol decorativ. Și aici avem grădină botanică, grădină zoologică sau uh, grădină de vară sensul de restaurant amenajat în timpul verii în aer liber. Deci de ce am plecat de la definiția de dicționar ca să observați libertatea pe care vă oferă cerința. Aveți libertatea de a fixa contextul. Puteți alege ca întâmplarea voastră să se desfășoare într o grădină în care se cultivă legume, flori, pomi fructiferi sau într o grădină botanică, într o grădină zoologică, este alegerea voastră. Pentru că în cerință nu se specifică. Bun. Acum câteva sugestii pe care vreau să vi le dau. Selectați unul dintre sensuri și creați contextul. Alcătuiți o listă în care să scrieți pe scurt câteva evenimente care se pot petrece într-o grădină sau doar puteți să vă gândiți la câteva, nu trebuie să le scrieți neapărat. Apoi alegeți unul dintre evenimentele la care v-ați gândit. Un exemplu de întâmplare care s-ar putea petrece într-o grădină. Eu am ales primul sens, da? grădină, loc în care se plantează pom, fructifer, legume, fructe și m-am gândit la următoarea întâmplare. Sunt atacat de un roi de albine. O să vedeți cum am dezvoltat această idee. Apoi, schițați pe ciornă câteva idei pe care urmează să le dezvoltați. Și, bineînțeles, povestiți întâmplarea, punând în ordine uh, logică faptele prezentate. Aș vrea să vă dau câteva idei pentru schițarea uh, ideilor pe ciornă. Iată, asta ar fi o variantă, brainstormingul. ul Puteți să uh, faceți următoarea schemă, așezați în centru cuvântul cheie, grădină, și apoi vă notați da, cu săgeți sau nu neapărat cu săgeți și cu liniuță, da, este alegerea voastră, primele cuvinte care vă vin în minte atunci când vă gândiți la grădină. Eu am notat câteva. Când mă gândesc la grădină, mă gândesc la plimbare, relaxare, copilărie, alei, vară, dimineață, insecte sau animale, copaci, fructe, flori, mă gândesc la țară și la bunici, Acestea sunt câteva idei pe care le puteți nota. O altă variantă ar fi să realizați o hartă mentală. Însă aveți grijă să vă încadrați în timp. Vă mai spun încă o dată, nu trebuie să vă scrieți integral compunerea pe ciornă, ci pe ciornă trebuie să vă schițați doar anumite idei pe care să le folosiți pentru a redacta compunerea pe foaia de examen. Aș putea face următoarea hartă mentală. Plec de la ideea că este vară și îmi petrec vacanța la bunici la țară psatul uh, este situat la poalele munților, aici desfășor activități cu bunicul și mă simt foarte bine când merg acolo. Ar fi expozițiunea, nu? Apoi trebuie să creez o intrigă, un moment care să declanșeze celelalte întâmplări. Într-o zi, uh, trebuie să adunăm prunele din grădină, de aici apar următoarele întâmplări. Ne echipăm, pornim spre livadă, livada de prun se află tocmai lângă un stup de albine și până a începe treaba, vreau să gust ultimele cireșe ale verii. Apoi, de la desfășurarea acțiunii, trebuie să apară un moment de tensiune, un punct culminant. La un moment dat văd o albină, apoi descoper un întreg roi. Îmi imaginez că voi fi atacat, sunt foarte panicat, cedez cireșele și fug și evident trebuie să aibă compunerea și o încheiere, un deznodământ. Bunicul se amuză pe seama întâmplării, el spune că albinele au câștigat, dar eu mă consider câștigător. Să vedem cum am formulat, cum am îmbinat aceste idei. Vă citesc un exemplu de astfel de compunere. O întâmplare în grădină. În fiecare vară, când anul școlar se apropie de sfârșit, deja îmi fac planurile de vacanță. Nimic nu se compară cu vacanțele petrecute la țară la bunici, așa că, an de an, merg la Bradu, sătucul de munte al bunicilor mei, situat la poalele munților Făgăraș, tărâmul din bas mult visat, unde lumea ia o altă înfățișare. Anul trecut, când eram deja de vreo două săptămâni în vacanță, mă obișnuisem să merg cu bunicul aproape zi de zi, dis de dimineață, pe munte, unde coseam iar iarba verde, hrană pentru animalele din ogradă. Ei bine, într-o dimineață am fost nevoit să rămânem acasă, pentru că bunicul avea de cules prunele din livadă, din care bunica urma să facă un magiun de telinș pe degete după ce l-ai gustat. Bunul, așa îmi place să-i spun, a avut grijă să ne echipăm așa cum se cade, căci în grădină te puteai răni foarte ușor, mai ales dacă nu erai om de-al locului, așa cum nu păream eu. Ne-am luat mănușile și cizmele, ne-am îmbrăcat în salopete. Bunicul a făcut rost de două găleți și am pornit spre grădină prunii din livadă erau tocmai în capăt, unde începea și vița de vie, fix lângă stupii de albine. Până am ajuns la prunișori, ne-am făcut loc printre plantele buruienoase care începuseră să-și facă de cap pe potecile grădinii și cărora bunicul zicea că o să le vină de hac. Bunicul s-a gândit să nu ne apucăm de treabă până nu ne răsfățăm gustul cu ultimele cireșe de iunie, care dădeau să cadă de pe ramuri de coapte ce erau. Am lăsat gălețile jos, mi-am scos mănușile și m-am întins după primele două pe care le-am zărit pe creangă, fără să observ că dulceața lor era răvnită de o albină pofticioasă. Nici o șansă, am zis atunci în sinea mea. Ale mele sunt de fapt, aveam să intru în luptă cu un roi întreg, pe care l-am zărit mai bine abia după ce am dat la o parte cu mâna frunzișul care le ascundea. Am încremenit. Voiam să-l stric pe bunicul, dar de panică nu am mai fost în stare să scot niciun cuvânt. În câteva secunde mi-am imaginat deja cum roiul mă atacă și toate albinele mă ciuruiesc de sus până jos, așa cum văzusem eu într-un documentar despre albine. Așa că mi-am retras ușor-ușor mâna de pe creangă, apoi am stat nemișcat. Se pare că reflexul meu a avut cel mai bun efect. Brusc, am prins puțin curaj și am rupt-o la fugă spre bunicul, care urmărise această scenă amuzantă pentru el. Nu se putea opri din hohote. Mi-a spus că pe teritoriul albinelor, orice a noastră pentru ceva ce le aparține, este de la început pierdută. Eu, nevătămat, chiar dacă nu câștigasem cireșele coapte, mă credeam totuși învingător și norocos. Deci, iată un exemplu de compunere. Lecția no nu, nu ignorați partea de redactare, da? unde trebuie să fiți atenți la unitatea compoziției, la coerența textului, la registrul de comunicare și la vocabular, respectați normele de ortografie și de punctuație, așezați corect textul în pagină și scrieți lizibil. Lecția noastră s-a încheiat. Vă propun să rezolvați în continuare testele de antrenament, pentru că prin intermediul acestei emisiuni aveți posibilitatea să vă verificați. Spor la treabă! Pe curând! atât pentru această dimineață. Cu voi cei de clasa 8 -a, ne revedem mâine, de la ora 9. Știu că e greu cu trezirea, dar știți că cine se trezește de dimineață, departe ajunge, chiar dacă mai târziu îi se face somn. La ora 15 ne întâlnim cu elevii care se pregătesc de bac, cu un model de subiect pentru fizică. Pe curând, prieteni!